oameni buni și de omenie, noi dorim ca să se știe, să veniți toți într-un Iureș de Crăciun în Maramureș. Vă așteptăm cu gânduri bune la izvoare în stațiune, cum sosiți din depărtare, o pălincă și cazare. Pe la prânz, fără de grabă, tăiem porcul, avem treabă. După ce îl juniem și o pălincă o să bem, o să-l pârjolim cu paie luate direct din claie. E șorici păsăturate, coz, urechi, avem de toate. Care vreți, faceți cârnați și o pălincă mai gustați, că avem din aia bună care-i făcută din prună. După ce mai găzdălim, merem să ne hodinim. Iar sara, cum vă spui, îi pomana porcului. Totu-i tradițional. Punem ceafa pe grătar, cărnați, tobă, tot ce vreți, băutură, cât puteți, murături, bucate alesă, o să stea grămez pe mesă, veselie și uspăți, pântru musafirii tăți. În ajunul de Crăciun, începem cu mic dejun. Unul tradițional, și o pălincă, așa e normal, ca la noi în Maramu, ca așa e obiceiul. Avem varză la murat pentru cei ce s-au muiat, dar să nu vă fie frică să vă dreajeți cu o pălincă. Îi remediu naturel și pintea făcea la fel, nici să nu vă năcăjiți, din beție vă treziți. Care vreți, puteți schia sau pe calea încăleca. Puteți face ce doriți, dar la prânz să nu lipsiți, că avem iarăși bunătăți să vă bucurați cu tăți. Sara e cina de Crăciun, e surpriză, nu vă spun, dar să știți de la început un Crăciun cum n-ați văzut. Sărbători mai faine nu-s ca nașterea lui Iisus. Cobor colindele din cer și îngerii vin pe pământ, îi sfânta sară de Crăciun în Maramureșul cel sfânt. Apoi în ziua de Crăciun, care îmi putea, micul dejun. Și ar fi bine tot să vie la slujbă și la liturghie. Apoi, din nou la chefuit, nu vreau să aud că ați obosit. Avem vițelul la proțap, vin fiert, grătare câte în cap, plăcinte creță cu smântână, să-ți tot ajung o săptămână. Și toate astea sunt afară, ar mere o pălincă iară. Să nu uitați că avem și cină, iar bunătăți și masă plină. Și sara, eu mai putea, la foc de tavă vom sta. Artiști vestiți ne vor cânta și sufletul ne bucura. Mulțumim, jucul nebun, că am ajuns Sfântul Crăciun.